Silviu Tănase este un caz destul de discutat în Partidul Național Liberal. În momentul acesta, biroul de la municipiu, având autoritate suficientă pentru a lua o decizie, probabil că subiectul Silviu Tănase și al persoanei dumnealui va fi luată în discuție la următorul birou de municipiu. Săptămâna aceasta nu a avut loc ședință, săptămâna viitoare știu sigur că are loc ședință și probabil se va discuta și acest aspect. Luat sau reluat în discuție? Că înțeles că a mai fost dat afară, exmatriculat odată pe Nu. Motivul invocat neplata cotizației. A fost luată în discuție. Nu a fost. Nu a fost dat afară. A fost luată în discuție această măsură, dar am considerat că... Poftim? A fost votată. Nu, este în felul următor. Statutul prevede că în cazul în care 3 luni nu-ți plătești cotizația, este suficient pentru a te da afară singur din partid. S-a discutat despre acest lucru și s-a lăsat o perioadă de grație în care domnul Tănase să-și plătească cotizația, lucru care s-a întâmplat. Deci nu a fost niciodată dat afară. La ședința festivă, dânsul a spus că vorbește în numele PNL-ului la ședința festivă de la Consiliul Local. Aici, părere personală, aici este un, să zic așa, nu știu de ce s-a întâmplat, ca eu să nu fiu anunțată, iar domnul Tănase să fie chemat la această ședință. Am solicitat primăriei să primesc un răspuns, probabil că voi primi în curând acest răspuns. Este destul de interesant faptul că nu am fost chemată, totuși mă bucur că domnul Tănase a fost acolo și a transmis un cuvânt din partea Partidului Național Liberal. Nici domnul Bute nu prea mai vine până la ședințele de Consiliu. Am înțeles că săptămâna aceasta nu a fost prezent, a avut o problemă personală.